ministru și ministru al dezvoltării regionale și administrației publice. Vă rog să-mi permiteți în numele tuturor celor prezenți în această sală să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră să fiți prezent astăzi în județul Mehedinți, alături de primarii județului Mehedinți, indiferent de culoarea politică a lor, și de asemenea mă bucur foarte mult că sunteți însoțit atât de către doamna secretar general adjunct, Camelia Cocoran, doamnă care ne cunoaștem de ani de zile, dar și de doi dintre cei mai importanti secretari de stat ai Ministerului pe care dumneavoastră îl conduceți și mi-asum ceea ce spun, domnul Adrian Gâdea și localnicul nostru trimis în Ministerul dumneavoastră, în Guvernul României, Alin Chirilă. De asemenea, vă mulțumesc, domnule prefect, că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc, doamnă director general al ADR Sud-Vest Oltenia, doamnelor și domnilor parlamentari, domnilor primari, stimați invitați. Așa cum spuneam mai devreme, este o vizită deosebit de importantă pentru județul nostru, pentru că nu ne întâlnim în fiecare zi cu această oportunitate pentru noi să avem alături de noi pe viceprim-ministrul din Guvernul României, PSD-ALDE, totodată ministru al dezvoltării regionale, domnul Daniel Suciu. Și încă o dată vă mulțumesc, domnule ministru, că sunteți alături de noi. Vizita domnului vicepremier este ocazionată, în primul rând, de semnarea a două contracte între Ministerul Dezvoltării și Consiliul Județean Mehedinți, pe programul operațional regional cu privire la finanțarea din fonduri externe nerambursabile a două drumuri județene, și o să vă vorbesc puțin mai târziu despre acestea două, dar în același timp, ținând cont de faptul că Ministerul Dezvoltării gestionează programul național de dezvoltare locală, fie că vorbim de 1 sau PNDL 2, a ținut să facă o vizită de lucru și pe un important șantier, pe unul dintre cele mai importante proiecte finanțate prin PNDL în județul nostru, și anume finanțarea, reabilitarea bulevardului Tudor Vadimescu din Drobeta Turnul Severin, vizită de lucru care de altfel se va încheia și cu vizitarea altor șantiere în județ. Așa cum spuneam mai devreme, și nu vreau să rețin prea mult atenția dumneavoastră cu discursul meu, pentru că o să vă vorbească și domnul vicepremier și o să vă vorbească și domnul secretar de stat și cei care sunt prezenți alături de noi. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, așa cum toți primarii prezenți în această sală s-au convins, este cel mai important minister pentru autoritățile locale și județene din toată țara, nu numai din județul Mehedinți. Și când spun lucrul acesta, spun în cunoștință de cauză, pentru că, pe de o parte, ministerul dumneavoastră, domnule vicepremier, gestionează Programul Național de Dezvoltare Locală, o idee extraordinară de acum 6 ani de zile. În scurt timp, chiar se împlinesc 6 ani de zile, când la începutul 2013, domnul vicepremier și ministru al dezvoltării de la acea vreme, domnul președinte Liviu Dragnea, ținând cont de experiența dumnealui din administrația județeană, a găsit această soluție extraordinară să adune într-un program național tot ceea ce înseamnă infrastructura locală de care aveam nevoie unitățile administrativ-teritoriale. Și vorbim aici de infrastructura rutieră, dar și de infrastructura de apă și de canalizare, de iluminat public, de reabilitarea școlilor și grădinițelor, pentru că până la acel moment, și sunt foarte mulți primari la noi care sunt la mai multe mandate și au prins și vremurile dinainte de 2013, era foarte greu să alerge de la un minister la altul ca să primească o finanțare modică pentru alimentare cu apă sau pentru a asfalta o uliță sau două în comunele pe care dumnealor le gestionează. Și așa a apărut această ordonanță de urgență 28 pe 2013, care a înființat Programul Național de Dezvoltare Locală, program care din 2013 și până în prezent a dus în județul nostru 297 de contracte
finanțate prin PNDL 1 și PNDL 2, cu o valoare totală de aproximativ 1.300.000 de lei. Un miliard 300 de mii de lei, o valoare extraordinară dacă ne raportăm la numărul de unități administrative teritoriale ale județului nostru și, de ce nu, la populația județului nostru, fiind un județ mic. Nu există, din cele 66 de unități administrative teritoriale, în 65 sunt în finanțare sau au fost în finanțare prin PNDL cel puțin două obiective. Și lucrul acesta se vede. Cred că în fiecare localitate acum se lucrează cu bani primiți de la Ministerul Dezvoltării. Pe de altă parte, Ministerul Dezvoltării nu alocă doar banii prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ci este și cel care coordonează autoritățile de management pe programele transfrontaliere România-Serbia și România-Bulgaria și atât noi la Consiliul Județean, cât și câțiva dintre primarii prezenți în sală, implementează în momentul de față astfel de proiecte, dar în același timp este autoritate de management pentru cel mai important program pentru Consiliul Județean, pentru municipii și orașe, și anume Programul Operațional Regional. Program pe care vom primi finanțare în perioada următoare și pe cele două contracte pe care urmează să le semnăm acum în câteva minute. Este programul pe care Consiliul Județean Mehedinți a depus 20 de cereri de finanțare, din care nu au fost respinse decât două. Am semnat 10 contracte și cu cele două de astăzi, 12 contracte care totalizează o valoare de puțin peste 100 de milioane de euro și sperăm să contractăm și în perioada următoare încă 6 contracte de finanțare, mai ales pentru Spitalul Județean de Urgență Doveta Turnul Severin, de o valoare de aproape 50 de milioane de euro. Așa cum spuneam, cele două programe pentru noi sunt extrem de importante, PORUL și PNDL-ul. Sunt programele care domnule ministru ne-au adus și le aduc cei mai mulți bani în județ și care ne vor ajuta să punem la punct infrastructura rutieră de apă și canalizare și infrastructura educațională. Două vorbe cu privire la cele două contracte, urmează să semnăm astăzi pe Programul Operațional Regional, componenta SUIENT, două contracte. Unul privește drumul județean, DJ607C, care începe de la drumul național 6, traversează comunele Ilovița, puțin Cireșu, Podem, ajunge la Balta, cu o lungime de 37 de kilometri, și are o valoare de aproape 14 milioane de euro. Și al doilea drum, deosebit de important, care deservește multe localități din nordul județului nostru și care rămăsese nereabilitat, privește drumul județean DJ670, care pleacă din comuna Malovăț și ajunge în satul Marga, comuna Godeanu. Are o lungime de 21 de kilometri și o valoare de 10 milioane de euro. Așteptam de mult timp să semnăm aceste două contracte de finanțare. Am fost foarte aproape să le semnăm înainte de a se lua decizia de a se mai acorda finanțări nereambursabile pe ceea ce înseamnă proiectele nefinalizate și am considerat că este foarte oportun să accesăm această sursă de finanțare și domnule ministru, cu privire la proiectele nefinalizate, am semnat 5 contracte pe fonduri europene, totalizând vreo 24 de milioane de euro. Bani care, până la urmă, vin în județul nostru și reușim să modernizăm sau să reabilităm în următorii ani 311 km din totalul de 701 km de drumuri județene. Mă opresc aici. Vă rog, domnule vicepremier și ministru al dezvoltării, să adresați mesajul dumneavoastră colegilor noștri prezenți în această sală. Mulțumesc, domnule președinte. Sună foarte oficial să adresez mesajul. Bună dimineața, dragi colegi, și vă spun colegi pentru că suntem colegi. Și poate unii dintre dumneavoastră ați fost surprinși că am venit să vă salut pe fiecare. Am spus-o din prima zi de mandat. Nu sunt nici șeful primarilor, nici măcar coordonatorul lor, sunt partenerul și prietenul dumneavoastră și se pare
pe programele de care vă spunea domnul președinte și cel mai bun colaborator al dumneavoastră. Mi-a zis domnul președinte toate cifrele, așa că o să încerc să regândesc tot ceea ce vreau să vă spun. În schimb, vreau să înțelegeți ceva, pentru că suntem împreună, să înțelegeți ce înseamnă pentru mine și pentru noi județul Mehedinți. Și a pomenit ceva președintele Georgescu, astăzi lângă mine este Adrian Grâdia, secretarul de stat, pe care cu siguranță îl cunoașteți cu toții. Mai este încă un secretar de stat pe care și pe acesta îl cunoașteți foarte bine, și anume domnul Alin Chirilă. Și mai este și doamna care gestionează porul, doamna Camelia Coporan. Cu alte cuvinte, jumătate sau aproape jumătate din conducerea Ministerului este la Mehedinți. Și este la Mehedinți pentru că vă respectăm foarte mult și pentru că, datorită dumneavoastră, județul Mehedinți este pe locul 5 la nivel național în ceea ce privește proiectele și suma totală pe PNDL. Și acest lucru vi se datorează dumneavoastră și nu pot decât să vă felicit. În al doilea rând, mă bucur că sunt și primari de toate culorile politice, și PSD, și PNL, și ALDE, pentru că proiectele nu au culoare politică și am spus-o de la bun început că sunt partenerul tuturor primarilor și comunităților, indiferent de opțiunile politice ale acestora. Și acest lucru este un angajament pe care mi l-am luat și voi duce la bun sfârșit. În altă ordine de idei, la finalul sau după ce vom semna aceste două contracte, vreau să rămân cu toți primarii, dumneavoastră și cu noi, pentru că mai avem niște detalii de pus la punct vis-a-vis de derularea PNDL, în special etapa a doua. Vrem să vă cerem ajutorul, dar în aceeași măsură să vă cerem ajutorul pentru dumneavoastră și pentru județul Mehedinți, dar o să vă explic despre ce este vorba. Mă bucur foarte mult să fiu în mijlocul dumneavoastră. Eu o spun peste tot, că fără primari foarte buni, această țară nu are cum să se dezvolte. Și dacă mă laud cu primarii din județul de unde provin, județul Bistrița Năsău, cred că este cazul să vă laud și pe dumneavoastră și să vă spun că acest județ se dezvoltă așa cum se dezvoltă datorită dumneavoastră, muncii dumneavoastră și a colegilor din administrația județeană și vreau să mă întorc la Mehedinți. Am și spus-o deja la 31 decembrie, vreau neapărat să văd finalizate cele trei proiecte din Drobeta Turnul Severin pe prima etapă a PNDL-ului, acele bulevarde foarte importante pentru municipalitate. Și vreau să vă încurajez la modul cel mai serios să luați legătura cu toți antreprenorii și constructorii, să le spuneți să-și respecte termenele pentru că acest minister își va onora până la ultimul leu toate obligațiile de plată și, în schimb, vreau să le cereți același lucru și lor, să-și onoreze contractul exact așa cum a fost el asumat prin licitație. Cred că putem continua prin a semna acele contracte. După ce se termină întâlnirea cu primarii și discuțiile tehnice, o să avem și o conferință de presă și o să rog pe colegii noștri de la presă să ne lase să discutăm cu primarii extrem de deschis, așa cum sunt eu obișnuit. Și vă aștept să-mi puneți orice fel de întrebare, atât mie, cât și lui Adi Gâdea, lui Alin Chirilă și doamnei Coporan, pentru că sunt aici, lângă dumneavoastră, ca să rezolvăm probleme și nici de cum să ne încurcăm reciproc. Felicitări pentru tot ceea ce ați făcut și sunt convins că aveți întrebări și despre un eventual PNDL 3 și despre situația cu gazele. În schimb, vreau să vă spun și să subliniez ceea ce spunea Aladin Georgescu. Programul Național de Dezvoltare Locală este cel mai revoluționar și cel mai performant program care se derulează în România după 1989. Și o spun asta fiind conștient că sunt în această sală și primari de altă culoare politică. Și nu cred că mă pot contrazice. Avem în derulare, începând cu 2013, 12.681 de obiective de investiție, iar valoarea acumulată acestora este de 47 de miliarde de lei. Doar pe PNDL. Și vreau să știți aceste cifre, pentru că sunteți partea lor.
Din cele 12.600, 297 sunt ale dumneavoastră. Și atâta timp cât voi ocupa scaunul de ministru, vă asigur că aceste 47 de miliarde vor pleca integral către dumneavoastră și în beneficiul oamenilor, indiferent de ce spune un partid sau altul, pentru că trebuie să știți și acest lucru. Și nu mă feresc de el. Există astăzi partide în Parlamentul României care spun să desfințăm PNDL-ul. Este o nebunie pe care nu o să o accept niciodată și o să o spun de fiecare dată. Acest program nu este nici pentru un ministru, indiferent cum îl cheamă, nici măcar nu este pentru dumneavoastră, domnilor primari, ci este pentru oamenii din comunitățile dumneavoastră. Și până în ultima zi acestui mandat, ne vom onora absolut toate angajamentele pe care noi le-am făcut și dumneavoastră le-ați făcut pentru oameni. Acum vă rog din tot sufletul, acesta este pixul pe care l-am primit în prima zi a mandatului meu. Cu acesta am fost și la Galați și cu acesta voi semna toate contractele de finanțare și o să-l păstrez ca amintire. E bilețel. Felicitări, domnul președinte. Tocmai am semnat 25 de milioane de euro. Stimați colegi, vă rugăm din suflet să ne... Două secunde, domnule vicepremier. Domnul prefect. Atribuțiile instituției pe care o conduc sunt limitate în ceea ce privește... Dar văd ceea ce doresc primarii și nu neapărat să mă fac o transmisie a lor, dar cred că este necesar ca în acest moment instituția prefectului să vă oferă o diplomă de excelență în numele instituției noastre, pentru că dacă județul Mehedinți se va dezvolta și datorită noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc prea. Începutul este greu. Apropo, să știți că mâine împlinesc o lună de mandat și n-a fost deloc ușoară. Dar să știți că nu există onoare mai mare pentru niciun demnitar decât aceea de a fi în serviciu public, adică în serviciu oamenilor. Și să știți că nu e deloc ușor să știi acest lucru în fiecare zi când mergi la birou și știi că de tine depind foarte multe investiții și destinele a foarte multor oameni. Nu prea sunt obișnuit să primesc diplome, dar vă mulțumesc din suflet pentru acest gest. Și acum, domnilor primari, suntem ai dumneavoastră, tot ceea ce considerați că trebuie să facem în plus și ce n-am făcut până acum pentru dumneavoastră. Rugăm presa să ne lase timp de aproximativ o oră. Ne vom reîntâlni aici la o conferință de presă cu domnul vicepremier, imediat ce vom termina întâlnirea cu primarii. De asemenea, îi rog și pe colegii consilieri județeni, da, trebuie să rămână în sală doar primarii, viceprimarii și eventual consilierii județeni, restul colegilor, prietenilor, îi invit la o cafea în afară.